În direct continuăm știrile și le spunem astăzi la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântul Ion. Printre sărbătorițe numără și Ionuț Pitbull a Toddy L-am delegat pe Vlad Mogoș să-i ureze toate cele bune din partea echipei Antena Stars. Vlad, ai legătura Ionuț la mulți ani încă o dată! bine te-am găsit la ora, dar uite așa fac eu mereu, mă plin cu cadouri pe la vedete și le orez la mulți ani, după cum ai spus și tu, astăzi avem plăcerea să-i urăm la mulți ani lui Ionut Spitbul la tot să fii sănătos, bine să trăiești, îți, urești, îți urează și Laura la mulți ani și echipa Antena Stars. Mi-ați adus ceva de băut aici și oprim camera, terminăm live-ul și ne apucăm de așa, băut. Așa, dacă și tot tot... după aia, da. Ce faci, cum te simți? Cine ți-a spus primul la mulți ani astăzi? Primul la mulți ani am primit o grămadă, dați dai seama, pe Facebook, pe WhatsApp și pe rețelele de socializare și plus SMS-uri foarte multe. M-a sunat toată lumea, inclusiv primarul de la Fălticeni. Îi mulțumesc domnului Coman de la Fălticeni că m-a felicitat de ziua mea. Și vă mulțumesc tuturor, chiar și ție că ai venit la mine. Nu puteam să trecem Sfântul Ion fără să nu, te, să nu te vizităm. Cum era această sărbătoare în familia ta când erai tu copil? Când aveai 5 ani, când aveai 6 ani, cum vă distrați? Cum sărbătoreați? Mai băgat în ceață, 5 ani, 6 ani, chiar nu mai-mi aduc aminte cum sărbătoream. O zi oarecare, obișnuită, la mulți ani, la mulți ani, primeam ceva și aia era. Îți doreai ceva, spuneai, în general, vreo dorință, îți doreai vreun cadou anume. Nu neapărat, să știi că nu prea eram așa pretențios la, la cadouri când eram copil. Te mai prindea și pe la sală, pe la antrenamente? Pe la sală, pe la antrenamente mă mai prindea, da că și de mă duc la sală, am două grupe pe care trebuie să le antrenez, la absolut o cotrocin, plus că o să mă antrenez și eu acolo, plec întâi, am antrenamentul de brazilian jiu după aia am două grupe la care trebuie să predau. Mi-aduc aminte de Crăciun, o grămadă de povestiri cu Moș Crăciun, când venea la noi, când am găsit cadourile cu vreo săptămână înainte. Cum așa? Căutai prin casă, erai curios? Am căutat cu sora mea, ne-am urcat pe rafturile unei de barale și ce să vezi, robotul care mi-l doream eu cu cheiță și m-am jucat cu el, cred că vreo două săptămâni, până am rupt un picior. L-am pus în cutie, l-am pus la loc și când a venit moșul a venit cu piciorul rupt robotul. L-am lipit eu după aia la foc la răgaz, dar a rămas cu un picior mai scurt robotul meu. De ce au zis? S-au prins că ai descoperit cadoul? Îți dai seama că într-un final s-au prins, dar asta e, era, era mai măricel deja. Cum au fost sărbătorile? Uite că tot vorbeai de Crăciun, e primul tău Crăciun în formația asta de trei, cu soția ta cu Ana și cu micuța Iris. Fiind primul Crăciun în formația de trei, nu am putut să plecăm sau să facem nu știu ce chestii pe care înainte le făceam. Așa că am mers la socrii mei, în familie, am stat acolo toți și am făcut și Crăciunul și Revelionul acolo și stau la vreo 5 minute de noi, nu stau foarte departe. Ce mai face Iris? Crește de la o zi la alta, nu? Iris crește de la o zi la alta, deja ea de la șapte luni jumate, că acum are aproape o luni, se ridică în picioare, merge de-a bușelea, crește. A început să zică mama, într-o dimineață s-a ridicat în picioare în pătuți, mama și a început să strige la noi. Foarte haioasă, e un copil foarte vesel și foarte haioasă. Dar plânge așa sau e destul de cuvinte? Plânge doar dacă are ceva, în general plânge mai tare când este somn și nu poate să adormă, dar o mai păcălește mai jos cu ea și deodată adorme. O mai gândiți așa la un copil când o vedeți pe Iris cum crește, cum vă umple practic casa și sufletele de bucurie? Nu știm deocamdată, pentru că așteptăm chiar să mai crească un pic, să facă primii pași, să vorbească, să ne jucăm cu ea și vedem. Mai avem timp dacă vrem să mai facem un copil, doi, nu știm. Mai e timp, nu? Mai e timp. Da. Ți-am văzut tatuajele, cred că e prima dată când apar cu ele complete, ca să spun așa, la televizor. Ce semnifică sau ce semnificație au? Sunt două cărți de tarot. Una semnifică victoria, iar asta înseamnă justiția. Mi le-am dorit de mult, mi le-a început Oana, n-am mai lăsat-o să mi le termine din dorința mea de a mă antrena, că trebuie să faci pauză vreo două săptămâni. Și acum, înainte de Crăciun, mi-a făcut o ană surpriză, m-a trimis la salon de tatuaj să mi le termen. Și le-am terminat, am făcut chiar și un vlog pe canalul meu de YouTube, un spit pe tema asta, și acolo am povestit o grămadă de întâmplări de Crăciun, inclusiv povestea care v-am povestit-o și vouă, că mi-am amintit. Și am făcut o grămadă de tâmpenii pe acolo, am reușit să mi le termin. Brațul nu este încă complet, pentru că vreau să mai îmi fac niște trandafiri, să umplu toată mâna, dar acum când voi mai avea timp disponibil să iau pauză. Am înțeles. Timp este pentru toate. Îți mulțumim din suflet. La mulți ani încă o dată, Ionuț. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați venit și mult succes în continuare. Doamne ajută. Mulțumim din suflet. Laura, mă întorc la tine.